Dragilor, am o întrebare pentru voi. Evident și pentru Cristina. Cristina, știi când încep oamenii să se îndrăgostească? Oamenii, Bogdan, nu știu ce să spun, dar din experiență personală eu știu când încep să mă îndrăgostesc. Și anume? Păi, de la 3 carate în sus. Cele mai scumpe bijuterii și cele mai mari pietre prețioase din lume s-au reunit zilele trecute în Dubai cu ocazia Târgului Internațional al Bijuteriilor. Expoziția s-a adresat doar celor mai înstăriți dintre iubitorii de lux, prețul exponatelor fiind de cele mai multe ori exprimat în sute de mii de dolari și ajungând chiar la câteva milioane. Una dintre vedetele expoziției a fost un colier în valoare de $1,000,000. Smaraldul care îl împodobește măsoară numai puțin de 214 carate. We already have a couple of customers who have been looking for it. And now, after the show, we will be sitting down with them and deciding for the prizes. În cazurile extraordinare în care dragostea trece nu doar prin stomac, ci și prin lupa bijutierului, se poate apela la următoarele două minunății. Acest diamant roz are o greutate de 10 carate și costă în jur de $1,000,000, iar acest diamant galben măsoară 50 de carate și are un preț de $4,8 milioane. Dar chiar dacă noi nu ne putem imagina cum este să cheltui căruțe de bani pe niște gablonțuri de fițe, expoziția nu duce lipsă de cumpărători. Our main markets are Russia, Saudi, Azerbaijan, Turkey. They come and source as well as buy. We attract the trade and consumer market as well. Expoziția din Dubai a avut un succes răsunător în ciuda faptului că economia globală nu a fost într-o formă tocmai optimă anul acesta, ceea ce nu face decât să ne confirme veridicitatea proverbului care spune că brățările de aur sunt meserie. Și Bogdan, pentru că trebuie să ne asortăm și să avem un look cât mai monden, să știi că mâine am să vin cu o pereche de pantofi cu platformă și cu toc de 15 cm. Asta să știi la ce să te aștepți. Serios? Atunci așteaptă-te ca mâine eu să nu fiu aici lângă tine. Adică n-am de gând să stau iarăși și să fiu subradical. În cazul ăsta trebuie să-ți comanzi o pereche de pantofi de la designerul Pasquale, care face încălțăminte pentru bărbați. A? Și nu oricum. Cu toc. Ba, atunci hai să-l trimit pe Irinel la Pasquale. Pășind cu încredere în atelierul celebrului Fabrizio Pasquale, suntem imediat confruntați cu ceva strălucitor și vesel. Fie că aveți nevoie de o pereche de stiletto pentru o defilare pe covorul roșu, fie că sunteți șef de stat și vă trebuie o pereche de pantofi la comandă pentru noul costum, Pasquale nu trebuie să lipsească din meniul de apelare rapidă a telefonului dumneavoastră. Supranumit cizmarul vedetelor, meșteșugarul de origine italiană este la curent cu ultimele tendințe. We're seeing turquoise, we're seeing salmon, we're seeing a lot of bright colors, neons are also very big. Everything that has a lot of pizzazz, a lot of flash, a lot of color, it's illuminating. And actually, a lot of focus is going on the foot. Pasquale a încălțat o grămadă de celebrități: Cary Grant, Dean Martin, Frank Sinatra, Tom Cruise, Mick Jagger, Will Smith, Britney Spears, Rihanna, Cher și Christina Aguilera. Evident că totul este făcut la comandă, după mofturile sau mai bine zis măsurile vedetelor. We do all custom. We do a lot of modification. A lot of our work is through studio, through celebrities. They're all looking for different products. They don't want particularly things off the shelf. They want things that are unique to them. Femeile poartă tocuri din ce în ce mai înalte, iar bărbații vor să fie mai înalți decât iubitele lor. Bărbați celebri, politicieni importanți sau șefi de stat care și-ar dori să fie un pic mai înalți nu se mai jenează să se afișeze în public cu pantofi cu toc. Fabrizio a mărturisit că obișnuia să adauge discret câțiva centimetri pantofilor anumitor vedete, printre care s-au numărat și actorii Michael Douglas și Sylvester Stallone. Deci, domnilor, nu vă mai rușinați! Tocurile pentru bărbați nu mai sunt de mult un subiect tabu. Ei, și de la pantofi cu toc trebuie să și dansăm și... Bogdan, ți-ți place să dansezi? M-ai văzut? Evident, cui nu-i place să danseze? Ce ai zice atunci de un dans la bară? Te rog? Nu, te rog eu. Cum? Adică cum? Atleți din toată America Latina au invadat orașul Buenos Aires pentru a se încălzi la propriu pentru evenimentul care urmează să se desfășoare în acest weekend. Trecătorii au avut parte de un aperitiv pe cinste, dansatorii punând în scenă câteva din elementele lor de dans la bară, folosindu-se de semnele de circulație și alte schele găsite prin oraș. Es muy lindo, ya es el cuarto año que se hace esto y es genial que la gente lo conozca. Câștigătorii acestui campionat se califică automat pentru campionatele mondiale de dans la bară din 2013. Toți câștigătorii, adică și femei și bărbați. Aceasta pentru că începând cu acest an s-a introdus în premieră proba pentru bărbați. La prima vez abriu a categoria masculină și tem rapazi de
varios países. Așadar, cine a spus că dansul la bară este rezervat doamnelor, s-a înșelat. Dar și cei care au hotărât că acesta este un sport pe care îl pot practica și bărbații, se poate să se fi înșelat la fel de amarnic. Adevărul este, ca de obicei, dincolo de noi. Dragilor, acestea au fost modernitățile pentru această seară și vă spunem la revedere până mâine la ora 9, dar îi spunem bună seara lui Luis Lazarus pentru că începe pe bune. Și pe bune să rămâneți și voi și să aveți un look cât mai modern.